dragilor, și bine ați revenit la un nou clip. După cum ați văzut din titlu, astăzi vă voi povesti despre colecția mea de eșarfe. Este un clip la cererea voastră. Încă am lista în acest carnețel și tai treptat fiecare clip pe care îl filmez în funcție de ce sugestii mai dați și voi. În primul rând vreau să fac un mic disclaimer, și anume nu am foarte multe eșarfe, nici nu aș putea să zic o colecție, am doar câteva, însă voi ați vrut să le vedeți. Nu le-ați văzut în niciun alt clip, dacă nu mă înșel. Probabil de aceea erați și curioase. Așadar, să începem. Prima eșarfă este aceasta. Sincer, are o culoare neon. Rozul ăsta e un roz neon. Nu prea se vede, din păcate, pe cameră. Poate așa, nu știu. Este o eșarfă simplă, destul de lungă, colorată de vară. Pe aceasta o port doar vara și a fost din H&M sau H&M, cum vreți să-i ziceți. Ok. Următoarea este o eșarfă slash pareo și a fost făcută de mama mea. Este din mătase naturală creponată. Îmi place foarte mult, este simplă, merge cu orice costum de baie sau dacă vreau să o port la gât, pur și simplu, merge mai mult toamnă. Următoarea eșarfă a fost primită, de fapt furată, de la prietenul meu și este aceasta. Am fost odată la el, este foarte simplă, după cum se vede, și jos are acest ciucuraș. Am fost odată la el și nu aveam eșarfă. Mi-a fost frig, i-am luat-o pe aceasta și am purtat-o de atunci și a rămas la mine, nu i-am mai dat-o înapoi. Acum îmi amintesc că mai am o eșarfă foarte, foarte mare, gri, care este în Constanța la prietenul meu. Da, deci ar mai fi încă una pe lângă toate eșarfele pe care vi le arăt acum. Următoarea este de la H&M și este de tip Infinity. Da. Pe asta cred că ați mai văzut-o într-un clip. Cam așa arată, este destul de bogată, mare, dintr-o țesătură plăcută, este tot din H&M și am primit-o acum 2 ani de ziua mea. Următoarea este aceasta din Primark, care este mai mult un fular, nu neapărat o eșarfă, așa arată. Mi-a plăcut foarte mult, știu că a avut un preț destul de mic, de genul 5 sau 10 euro, nu mi-amintesc foarte bine. Dar este foarte călduroasă și îmi place să o port fie cu geci negre, fie cu paltonașul meu galben. Și ultima eșarfă din colecția mea este aceasta, tot Infinity. Cam așa arată și este cu flori și niște schelete. Pe aceasta o am din... Oare tot din H&M o am? Sau din Meli Melo? Nici nu mai știu. Din păcate s-a dus scrisul de pe etichetă, dar cred că este H&M sau Meli Melo, nu mi-amintesc foarte bine. Oricum mi-a plăcut, este simplă, de obicei o port cu trenciul acela bej. Cam astea au fost toate eșarfele mele, știu că nu au fost multe, dar din nou a fost un clip la cererea voastră. Poate dacă o să mai strâng, o să vi le arăt în haul-uri, dacă o să mai cumpăr cumva, deși nu sunt un fan. Eu port eșarfele strict pentru a mă proteja de frig și de vânt, nu din punct de vedere estetic, nu știu, așa sunt eu cel puțin. Sper că v-a plăcut acest clip, vă pup fetelor, pa, pa!